ci mai mare tulburare se face, luând apă și-a spălat mâinile, înaintea mulțimii zicând, nevinovat sunt de sângele acestui drept, voi veți vedea, și răspunzând, tot poporul a zis, sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri. Atunci l-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus l-a biciuit și l-a dat să fie răstignit. Atunci ostașii dregătorului, ducând pe Iisus în pretoriu, au adunat în jurul lui toată cohorta și dezbrăcându-l de hainele lui, i-au pus o hlămidă roșie și împletind-o cu nună de spini, i-au pus-o pe cap și în mâna lui cea dreaptă trestie și îngenunchind înaintea lui, își băteau joc de el zicând, bucură-te împăratul iudeilor, și scuipând asupra lui, au luat trestea și îl băteau peste cap, iar după ce l-au bajocorit așa, l-au dezbrăcat de hlămidă, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Și ieșind, au găsit pe un om din Cirene cu numele Simon, pe acesta l-au silit să ducă crucea lui Iisus. Slavă de lucrătorului, Doamne, slavă ție, Doamne, slavă ție! Adunarea iudeilor te-a cerut la Pilat să te răstignească, Doamne, și neaflând vină întru tine, a slobozit pe vinovatul Varava, iar pe tine cel drept te-a judecat spre pierdere, agonisindu-și păcatul uciderii și dălilor, Doamne, răsplătirea lor, că au cugetat asupra ta cele deșarte. Cel de care toate se înfricoșează și se cutremură și pe care toată limba îl laudă, pe Hristos puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu, preoții l-au lovit cu palme peste obraz și i-au dat fiere și toate a primit ale pătimii, vrând să ne mântuiască pre noi de fără de legile noastre, cu sângele său ca un iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut prin cuvânt, mai presus de cuvânt pe Făcătorul tău, pe acela roagă-l să mântuiască sufletele noastre.